Salutare, salutare! Bine ați venit la o nouă prezentare de produs oferită de Napladin SRL, partenere MAG Marketplace. Astăzi vrem să vă prezentăm un nou model de borsetă. O borsetă care poate fi purtată atât pe umăr cu ajutorul bretelelor reglabile, sistemul simplu, ușor de folosit, sau atașată la curea. În partea din spate regăsim prinderea pentru curea, o prindere generoasă, deci putem introduce o curea lată aici cu ușurință. Acest model este fabricat din piele naturală de bovină, o piele de foarte bună calitate, un material flexibil. În ceea ce privește dimensiunea acestei borsete, are o lungime de 14 cm, o înălțime de 19 cm și o grosime de 5 cm. Automat, dacă adăugăm foarte multe obiecte în această borsetă, își va mări cu jumătate de centimetru, un centimetru diametru. În ceea ce privește compartimentarea, regăsim un buzunar cu fermoar în partea frontală de dimensiuni mai mici, aproximativ 11 cm înălțime, și un compartiment prevăzut cu capse magnetice, un sistem de foarte bună calitate. Capse magnetice care se închid foarte, foarte ușor, nu trebuie să depunem niciun efort pentru a închide aceste capse. O să vă și arătăm. Doar trebuie să apăsăm puțin și se închid automat. În acest compartiment putem pune un smartphone sau orice alte obiecte. O să vă și arătăm. În acest moment introducem un smartphone cu o diagonală de 6,5 inch, un smartphone destul de lung. După cum se observă, intră cu ușurință în acest compartiment și rămâne și foarte mult spațiu extra pentru un smartphone de dimensiuni mai mari, de exemplu. Mai avem două compartimente centrale prevăzute cu fermoar. În care putem depozita alte obiecte. Aceste compartimente sunt foarte generoase. După cum se observă, intră toată mâna în acest compartiment. O borsetă compactă, dar cu suficient spațiu pentru obiectele esențiale pe care dorim să le avem cu noi zi de zi. Sperăm să vă placă această borsetă. Dacă ați fost mulțumiți de interacțiunea cu noi și de produsul pe care vi l-am prezentat, v-am rugat să ne lăsați și un rating pozitiv care ne-ar ajuta foarte mult pe noi. Vă mulțumim!